Obștea mănăstirii Dervent a primit astăzi binecuvântare arhierească. Înaltpreasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a vizitat așezământul monahal și a oficiat Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii. La final, ierarhul a explicat contextul în care au fost aduse la Constantinopol moaștele Sfântului Ierarh Nichifor. După 33 de ani de la sfârșitul Sfântului Nichifor, iată, împărăteasa Teodora cu fiul său Mihail au socotit că se cuvine să fie aduse sfintele moaște ale Sfântului Nichifor din insula Pionis la Constantinopol și au fost aduse cu mare procesiune. Au mers patriarhul Metodie cu ierarhi, cu preoți, cu monahi și monahii, cu credincioși și au luat sfintele moaște punându-le într-un raclă pregătit anume și erau atât de frumos mirositoare și le-au adus în biserica Sfânta Sofia mai întâi, acolo de unde fusese izgonit Sfântul Patriarh Nichifor. Acestea se petreceau în 13 martie 843. Și iată, aici, după ce au fost cinstite în Biserica Sfânta Sofia, au fost duse în Biserica Sfinților Apostoli, astfel încât Sfântul Nichifor este cinstit pretutindeni și pururea și noi astăzi ne închinăm cinstitorului Sfintelor Icoane, Sfântul Nichifor, Patriarhul Constantinopolului. Biserica în care a fost oficiată astăzi Sfânta Liturghie Arhierească este ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Piatra de temelie a acestui lăcaș de cult a fost sfințită în anul 1936.